Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de The Escapists. Încercăm să scăpăm din închisoare, corect? Foarte corect. Hai să mergem la morning roll call. Habar n-am ce s-a întâmplat în episodul anterior, dar știu că ne-am luat jobul acela. În rest, habar n-am, nu, chiar am uitat. Chiar am uitat, n-am mai jucat. Am văzut că s-au strâns multe like-uri la episodul anterior. Am observat că nu se strâng repede like-uri, se strâng în timp. Deci nu știu ce să zic. Cred că ar fi mai bine să postăm mai rar. Nu știu exact care e treaba cu seria asta. Însă aș aprecia dacă să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe, să continuăm seria. Depinde de voi, dacă postăm mai des sau mai rar. Cum doriți dumneavoastră. Am și uitat să văd pe cine caută, dar e ok. Este foarte, foarte ok. Beat up Zays for... am zis că... Fuck, distraction at breakfast for așa... Ok, trebuie să le atrag atenția. Toată lumea asta jos? La o parte, băieți, vă rog! Nu, nu mă bateți! Gata, sunt băiat bun, promit. Promit. Am dispărut! Unde s-a dus? Nu! Lăsați-mă în pace să mănânc! Nu mai nimeni aici, perfect! Opa, m-am strecurat! Habar n-am ce se întâmplă acum, dar suntem doi într-unul. L-am dat jos. Ok. Știu că ne-am luat jobul de la recrută, asta știu sigur. Și uite că, chiar ne ducem acum la woodshop. Deci avem acces la lemn infinit, pentru că aici lucrăm, ceea ce e bine, e super. Însă încă nu am niciun plan de evadare din închisoarea asta. Asta e problema. Momentan nu am niciun plan de evadare, va trebui să ne strângem cât mai multe iteme și vom vedea noi pe parcurs ce facem. Cred că trebuie să ieșim pe undeva pe acoperiș, cred eu. Nu știu, așa zic. Din ce am văzut, nu prea pare să... Trebuie să oprim și generatorul. Am înțeles, ok. Va fi puțin mai complicat, dar nu imposibil. Pentru că noi avem destul de multă experiență la jocul ăsta. Adică am 60 ceva de... Ia să văd câte ore am. 60 de ore. Credeam că am 90 de ore. 90 de minute m-am jucat în ultimele 2 săptămâni. Ok. Nu știam de ce n-ai băia așa mult. Bum, bum, bum. 4 măsuci. 3, 4. Perfect. Deci observăm că nu prea avem pe unde să ieșim. Peste peretele ăsta nu cred că putem să sări. Sau putem? Dar nu prea știu. Să sărim așa? Nu știu că funcționează. Ok. Bă, avem bănuți, deci nu este rău. La evening meal trebuie să le atragem atenția. Ok, not bad. Și hai să le căutăm puțin. Uite, vedem itemele noastre aici. Jackpot! 2 roll of duct tapes? La o singură persoană? No. Wow, dude! E Crăciunul! Am zis că mă mai joc off camera și că fac tank și toate astea, dar n-am mai făcut, îmi pare rău. V-am dezamăgit, băieți, știu. Găsim multe chestii, ceea ce e interesant. Zays. Nu e nimic nici pe aici. Oricum am luat multe iteme, cred că... Mamă, n-am mai prins iteme așa bune. Aia nu cred că ne trebuie. Ok, deci chiar super. Deci, ce era asta? Mi-au luat alea de pe... Mi le-au luat, băieți. Că nu e bine. Le pun la loc, păi ce, eu sunt fraierul lor. Eu fac legea aici, nu ei. Ia uite ce am găsit aici. Nu, n-am făcut nimic, promit! Cine caută? Cred că a zis deja pe cine caută. Lasă-mă în pace! Cum îl cheamă? Arstreon! Lasă-mă! Gata. Perfect. Bun, deci... Hai să vedem ce misiune au ăștia pentru noi. Ok, distract the guard at the next shower block. Ok. If you can direct the guard's attention the next shower block, da. Officer Garcia failed to honor his side. Vreau să-l bat. Nu pot să-l bat.
Ok, free period. Ok, ce ne interesează pe noi este... Ok, avem inteligență. De fapt, da, avem inteligență că trebuie să ne angajăm acolo. Perfect. Fiți atenți. Not bad. Așa se face sau cum era? Stai. Flimsy cutters, file și roll of duct tape. Oh, mi-e vrea multă inteligență. Înțeleg, ok. Atunci le lăsăm așa. Ce m-ar interesa pe mine este cheia portocalie ca să reușim să spargem faza asta și să urcăm pe sus de tot acolo, știi? Pentru că eu am impresia că poți... cred că ar trebui să scăpăm de pe acoperișul clădirii, nu știu de ce. Deci va trebui să-l găsim pe tipul... dar nu mai țin minte cum se craftează. Trebuie să facem luz de cheia portocalie, da? Și trebuie să găsim persoana care are cheia portocalie. Deci vom avea nevoie de... Tube of toothpaste și talcum powder. Le avem. Perfect. După aia facem un wad of putty. Wad of putty cu cheia este key mold. Perfect. Deci cred că vom face următoarea zi totuși. Ok, momentan este bine. Și vom avea nevoie de două crowbaruri. Ok, două crowbaruri și niște length of a rope. Și știm foarte bine cât de greu facem rost de itemele alea. Sunt destul de... O duc ăsta la WC-ul. Nu are. Și de hainele de polițist vom avea nevoie. De fapt, știi ceva? Hai să le cumpărăm. De ce? Pentru că oricum voi face mulți bani. Știm foarte bine asta. Că voi face extrem de mulți bani. Deci nu cred că va fi problemă. M-am dus mai jos decât trebuia. Oh, ce ascunsul la tine, drăguțule. Nu avem nevoie. Deci trebuie să fiu cu ochii în patru după... După de-aia, zi să-i zic. Crowbar și length of a rope. Evening meal. Ce misiune avem? Evening meal. Ok, atragem atenția la evening meal. Stai să vină toată lumea mai întâi. Ce naiba fac ăștia? Haide, haide. Perfect. Nu! Lăsați-mă în pace, vă rog frumos. Perfect. Aiu! Hai, frate, mă lași! Oh my god. Juked! Oh my god, mă urmărește toată închisoarea. Ok, trebuie să ne ascundem undeva, mă ascund la WC-ul. Exercise period. Ala naiba, că n-am cum să ajung acolo. 94, haide, haide. Urăz misiunile astea, dar n-avem nici să facem pentru că ne dau bani. 92. Na, n-o să ajungem la timp și ne aleargă iar polițiștii. Te urăsc, te urăsc din suflet, lasă-mă în pace. Ce mă enervează, n-avem decât să stăm la noi aici. Ok, bun, deci. De fapt știu ce fac. De fapt știu ce fac. De ce ne-am trebuit să mă ducă? Nici nu trebuie. Pur și simplu hai să caut la ăștia aici. Uite, alt file. Trebuie să le distrag atenția la shower block. Da, hai să o facem. Am prea mult file. Vin băieți, stați așa. Du-te la o parte, fraiere. Că te bat. Perfect, perfect. Farmez bani, băieți. Juked? Juked. Zici că suntem în Dead by Daylight. Mă pierd ăștia imediat cum mă duc după colț. Hai, frate, mă lași în pace. M-a pierdut. Aoleu. Dar avem bani, ceea ce e perfect. Și mult file. Evening free time. Hai să așteptăm puțin să-mi scadă la 89% ca să nu mai urmărească fraierii și să mergem la biblioteca. La biblioteca. Auzi, ia vină un coace, ce vinzi tu? Barbă, mustață, ia vină un coace. Nimic bun. Cu ce misiune ai, mă?
Nu. Unii mi-ați spus să nu mai apăs nu și să apăs maybe, dar dacă apăs nu, le dispare misiunea și e mai bine așa, pentru că poate data viitoare le va pica o misiune nouă. Adică le va pica altă misiune, știi, mai bună. Ok, a zis că am nevoie de nouă inteligență. Ok. Hai să facem așa. Abar n-am, cred că avem nevoie de 60 inteligență sau ceva gen. Că avem 59, 60 și 61. Perfect. Hai să mergem să facem la mine aici. Sandel. Cred că vine peste mine. Ok. Așa. Perfect. Și ar trebui să taie destul de bine. Nu cred că mai are rost să-l upgradăm iar. Ok. Deci avem nevoie de cheia portocalie. Am ținut minte. Ok. Până atunci, hai să vedem ce ascund ăștia pe aici. Poate are cineva crowbar, dar n-am văzut la nimeni vreodată să ascundă în birou crowbar. Cred că crowbar doar se cumpără. Mult roll of duct tape au ăștia, e bine. Pentru că poate o să avem nevoie. Holy fuck. Farmez roll of duct tape, băieți. Dacă vine un polițist aici. Dacă intră un polițist să verifice ce se ascunde aici. Cred că va rămâne cu gura căscată. Se face deja noapte. Ok. Hai la roll call. No. No. Mulți vor să-l bat pe ofițerul Garcia. Da, mă bag. E bine. Hai mă, nu vinde nimeni nimic. Frate, lasă-mă cu roll of duct tape-ul. Crowbar. Mai avem nevoie de două crowbar. De încă un crowbar și rope. Habar n-am pe cine caută, nici n-am fost atent. Mereu uit să mă uit. Uit să mă uit. Do we look stupid to you? Da. You look stupid to me, my friend. Ei, poate sunt retardat și mă caută pe mine. Culcă-te repede. Dacă te culci repede, nu mai contează, că am itemele salvate. Ok, deci acum voi merge să văd cine are cheia portocalie. Ok? Deci voi face asta și voi încărca jocul de mai multe ori. Bum. Voi încărca jocul de mai multe ori. Ce face asta? Da, Wad of Putty. Wad of Putty cu cheie. Ok. Voi încărca jocul de mai multe ori până găsesc persoana care are cheia portocalie, da? Bărbă. Vedeți? Justin are cheia și dacă luăm cheia, chiar putem intra pe aici. Ăla n-are cheia, doar eu am. Putem intra aici, ne urcăm sus de tot pe închisoare, da? Însă, nu vrem lucrurile să meargă așa, doar am testat. Încărcăm iarăși harta sau salvarea. Voi crafta toate treburile astea, da? Ca să facem arma de care avem nevoie. Bum, perfect. Iar acum... Nici n-am mai teme de contrabandă, deci poate să ne caute, nu e nicio problemă. Iar acum vom sta după Justin ca să-i luăm cheia. Hai să vedem cum vom face treaba asta. Oh, Justin era deja aici. Trebuie să-l urmărim. Să-l prindem singur. Your king has arrived. Hai să vedem ce vând ăștia. Vinde cineva un crowbar? Na, vinde aceleași lucruri. Caută băieții. Dar oricum nu contează pentru că n-am iteme de contrabandă decât sute în spatele peretelui, dar ei n-ar trebui să știe. Și cu cheia portocalie putem accesa acoperișul. Și aici e perfect. Diu, diu, diu. Hai mă, Justin. Ok, Justin pare să fie unul dintre polițiștii principali. Deci nu prea știu ce putem să facem cu Justin.
trebuie să stăm după el. Deci pare să fie unul dintre polițiștii principali, adică, na, care stă cu noi, care ne păzește. Deci, trebuie să așteptăm, pur și simplu așteptăm și o să-l prindem liber. Cel puțin la free time, când e în timpul lui liber, îi dau o palmă, îl pun să mă urmărească undeva, paf, îi dau cu niște cafea pe față sau ciocolată caldă, buf la pământ, iau cheia, nici nu o să știe ce s-a întâmplat. O să uite. Uite, ești că nu e niciun polițist aici când vorbește asta. La coperă. Ok. A fost aproape. Justin habar n-are ce s-a întâmplat, băieți. Ok, deja au intrat ăștia la mine în cameră. Ok, lăsăm aia acolo. Shhh. Totul e în regulă. Deci ne-au căutat deja pentru că ne-au strigat la roll call. Are un făcut rost de cheia lui Justin, mă rog, de formă. Cheia vom face rost după aia. Deci momentan hai să mergem la job. Ia uite, ne caută și... Era Justin? Nu era. Ok. Cred că va veni Justin după mine aici, nu știu de ce cred asta. De obicei, după ce îl bat, mă urmărește și mă bate și el. I-am făcut-o fraierului. E amuzant că era polițistul fix lângă noi. Și nu ne-a văzut că l-am scalpat pe ăla. Dar a fost un succes. Justin a uitat ce s-a întâmplat și nici nu știe. E atât de sneaky, iei cheia, pui cheia într-o formă. Într-un clay ceva și ia clay-ul la forma cheii, iar polițistul habar nu are. Wow. Ok. Adică e incredibil. Nu vine să cred că există chestii de genul ăsta în viața reală. Cu criminali, mă rog, prizonieri care au încercat chestii de astea să scape din închisoare. E mind-blowing. Ok, deci ne interesează un comb. File nu știu dacă mă... Hai mă să-l luăm... Hai mă, luăm fire. Luăm și fire. Pentru că am prea mult, pur și simplu. Și mai bine ne upgradăm cutters-ul la maxim, știi? Dar, posibil, să am nevoie de multă inteligență. 80 am nevoie și nu am destul. Da, nu am destul. Lemn, clar, nu avem nevoie. De o cupă avem nevoie, pentru că, cine știe, poate vrem să mai facem iar ciocolată caldă. Avem nevoie de un light. De asta mă uit. De o brichetă. Ca să încălzim forma aia, nu știu cum să facem. Ca să iasă cheia de plastic. Să o fie aia. Lăsăm combo aici. Și asta așa. Perfect. Mergem și mai jos să căutăm foarte bun troll-ul, chiar dacă probabil nu o să avem nevoie de el, e foarte bun. Turn un roll call. Hai mă. Pe cine mai strigi tu la roll call? Dacă ne caută iar, nu cred că avem probleme, pentru că... Iar mă caută? Wow! De două ori la rând. Bine, nu chiar de două ori la rând, m-a chemat noaptea și... Ba nu, de două ori la rând a fost. Da. N-are să se găsească? Iar ne dă ăstea jos. Așa abia le-am pus. O, bă, nebunilor! Fuck, nu vine nimeni. Score! Perfect! Distract at the shower block, ok. Mai avem nevoie de misiuni. Bar of chocolate. Ok, putem să... O să țin minte să-i dau o ciocolată dacă găsesc. Do we look stupid to you? Da. Free period, ok. Ok, free... Nu mai țin minte unde căutam iteme. Am căutat cumva aici? Cred că da. Am căutat, nu? Nu, n-am căutat, chiar roll of duct tape.
Hai să-l luăm totuși. Poate o să avem nevoie de mult roll of duct tape. Așa, asta am văzut. Da, avem nevoie de lighter și chiar nu știu de unde să fac rost, pentru că văd că ăștia nu au. De o brichetă. You plotting an escape or what? Da, bă, o să scap, dar nimeni nu știe. Asta e partea amuzantă. Nimeni nu știe. Aoleu, iar m-au căutat. Adică, na, iar mi-am luat astea de aici. Trebuie să le pun mereu la loc. Dacă vă întrebați de ce naiba le pun, este că ei nu au cum să vadă în interior ce se întâmplă. De-aia le și dau jos. Am prea multe iteme. Oficial, am prea multe iteme. Avem nevoie de mai multă inteligență și să facem rost de un lighter. Presupun că vom face... Na, habar n-am. Ce ai, mă? Aș vrea să fac quest-uri să-i bat pe ăștia. Stole my lighter. Death thiefing rat Paul Călin. Oh my god, să batem pe Paul Călin să-i luăm bricheta lui ăia, dar o iau pentru mine bricheta. Hai să facem puțină forță, nu știu. Nu sunt bun la bătaie pentru că nu am statusuri mari. Deci ar trebui să le mai măresc. Ne mai trebuie un crowbar. Da, ne mai trebuie un crowbar ca să facem un hook de la șmecher. Un cârlig. Hai băi, ataci din gură. Că muncesc aici, împing la piept. Împinge. Împinge. Să ne crească viața și puterea. Și cred că mă mai joc off camera. Nu știu, să prind ocazia să mă mai joc off camera. Să-mi vine cheful. Ca să mai fac și viteză. Și când o să am o misiune să bat pe cineva, să pur și simplu să pot să bat. Pentru că acum nu prea pot să bat pe nimeni. Mă înțelegeți? De-aia evit misiunile alea. Thumbs up for me, boys. Perfect. Per-fucking-fect. De fapt, stau aici ca să nu mai caute proștii ăștia, că deja mă enervează. Hai, mă. Working them abs! Ce de la piept! Shower block. Hai că mă bag și eu la shower block. Deci nu vine să cred că am făcut rost într-un singur episod de itemele necesare pentru un grappling hook. Este perfect. Dacă nu știți ce este grappling hook-ul, cu el ne încățărăm peste perete sau cu el coborâm de pe perete. Și ne vom folosi de el, cred... Nu știu exact. Cred că ne vom folosi de el ca să ne cățărăm pe un perete. Cred că asta va fi strategia, sincer să fiu. Cred că ne vom face o eșarfă de aia sau ce naiba o fi din pătura pe care dormim, ca să coborâm de pe acoperiș și cu grappling hook-ul sărim peste zid, ca să nu mai săpăm pe dedesubt, știi? Va fi interesant. Wow. Băieții răi. Evening free time. Ok, dacă aveam un lighter era perfect. Bun. Deci avem niște free time. Nimic foarte complicat. Mamă, ăștia chiar nu intră aici, nu vine să cred. Toate itemele noastre sunt aici, băieți. Dacă ne prinde, suntem mierliți. Ok, acum avem 0% și aș vrea să mă duc să fac 80 inteligență. Cam asta aș vrea să fac, ca să pot să-mi upgradez cutters-ul. Nu știu cum se traduce, mă rog, cleștele. Și fac pe mine în viața reală. Holy fucking shit, am nevoie la toaletă. Fac pe mine! Dar mă duc după ce terminăm episodul, desigur că nu mai e mult. Hai să vedem, deci reușim să facem 80 inteligență sau nu? Nu știu dacă ne va ajunge oboseala asta. Sper să nu obosească prea tare din învățat. Ce mustață are. Mustăcios. Did I stutter? Nu. Nu te-ai bâlbâit. Ia uite, Warden-ul. Warden-ul e șeful închisorii. Dacă aș fi criminal eu,
nu aș putea să scap din închisoare, cred că din cauza emoției, nu știu, să fiu sub presiune așa, că în orice secundă mă poate prinde, mi-ar fi prea frică. Vino înapoi, vino înapoi, vino înapoi. Vino înapoi. Nu mai am bani deloc, deloc. Cred că în episodul viitor trebuie să farmăm niște bănuți, băieți. Perfect. Trebuie să farmăm niște bănuți în episodul viitor. Cred că o să mă mai joc eu off-camera, mă, ca să fac... ok, hai să lăsăm vrăjeala. Deci, am nevoie de asta. Stai, ce? What? Stai că am greșit. De ce avem nevoie? Deci, ca să facem cheia avem nevoie de un keymol și de un molten plastic. Ok. Deci era așa. Leulești. Deci eu am făcut sute de chei până acum, dar mereu, deci niciodată nu țin minte. Ok, niciodată nu țin minte. Luăm roll of duct tape-ul ăsta, punem asta aici, luăm asta așa și luăm și cârligul. Oh my god, e roll call-ul. Nu cred, am nevoie de o inteligență, serios. La naiba. Vedeți, de-aia nu fac eu 90 inteligențe și fac 91, știi? Hai mă, pe cine caută? Dacă mă caută iar pe mine, hai că nu mă caută, trebuie să mă duc neapărat jos la bibliotecă. Să mai bag două ture. Citește, citește repede. Perfect. Mă întorc la roll call. Sunt prezent, nu mai sunt prezent. Holy sh... What the fuck? Ați văzut cum v-a întâmplat aici? Tipul ăsta a intrat casual la mine în celulă. Iar eu ieșeam din perete ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Și n-a zis nimic? Holy fuck. Wow. Eu ieșeam, frate, din perete, easy, aia e camera mea de odihnă din perete, n-avea niciun stres om, wow, am crezut că m-a prins acolo și dacă mă prindea, era groaznic, pentru că am făcut mult progres în ziua aia și m-aș fi opticat foarte tare, dar vom încheia aici episodul, am făcut un progres gigantic, 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 am făcut rost de cheie, am făcut niște porcării, cleștele, rost de haine de polițist, am făcut rost de materialele pentru a ne crafta hook-ul și cred că nu mai avem mult și vom scăpa în episoadele viitoare, cred. Vom vedea. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!